Bine ați venit la Arena Bucătarilor, locul în care se întâlnesc profesioniștii și pasionații de bunătățuri. Astăzi sunt foarte fericită pentru că, în sfârșit, în platoul de la Arena Bucătarilor a venit o femeie. Și nu orice femeie, este singura lady chef din România. Deci avem o doamnă foarte drăguță, o bucătăreasă desăvârșită și un profesionist de clasă, pentru că ea e cea care dă diplomele în arta culinară. Și mai avem o surpriză. Avem astăzi un desert, așa că eu aș spune, merită să rămâneți alături de noi. Gastronomia presupune atenție, răbdare și, mai presus de toate, o notă personală care să scoată din anonimat orice preparat. De aceea o poftim astăzi pe scena noastră gastronomică pe Cornelia Ghișoi. Singura lady chef din sud-estul Europei să ne gătească și să aducă o tușă de feminitate într-un domeniu în care bărbații dețin supremația. Plăcerea și onoarea este de partea mea, doamna Cornelia Ghișoi, alături de noi în bucătărie. Bine v-am găsit aici, în familia Arena Bucătarilor. Pentru cei care nu o cunosc pe doamna Cornelia, trebuie să spunem despre dumneavoastră că este de peste 30 de ani în această branșă. Este un exemplu și un etalon pentru fiecare dintre noi. Concursurile, bineînțeles, sunt răsplata acestei munci de peste 30 de ani. Despre aceste concursuri vreau să vorbim un pic. Când au început ele sau care a fost primul concurs la care ați participat? De mult, în 1985, am participat la primul concurs. A fost un concurs în Poiana Brașov, unde nu am luat absolut nimic. Nici mențiune, nici un premiu. Care era tematica concursului? Preparate din vânat. Preparate de vânat. Știu că atunci se făceau foarte mult preparate reci, platouri reci. Atunci se făcea gastroprogram, era un concurs, unde veneau toate unitățile de alimentație publică din Brașov. La fel cum dumneavoastră ați avut primul concurs, unul intern, la fel cred că fiecare bucătar, normal, prima dată se duce la un concurs intern, după care prinde curaj și merge și la un concurs extern sau în străinătate. Care a fost primul concurs la care dumneavoastră ați ieșit? Primul concurs a fost la Salzburg, unde am câștigat medalie de bronz. O medalie de bronz, a fost cu echipa, a fost la individual? Am fost cu echipa și am câștigat medalie de bronz într-o lume a bărbaților. La câte concursuri ați fost așa, în general? Se apropie de 30 de concursuri mai importante. Doamna Cornelia, cum a început branșa aceasta sau cum v-a atras gastronomia? Acasă fiind, sigur că făceam câte ceva prin casă. Ca orice gospodină. Ca orice, nu neapărat ca orice gospodină, ca orice copil. Pentru că, fiind trei la părinți, mama ne punea pe fiecare să facem câte ceva. Și am dat seama că îmi place, am început să fac și clătite, toate ouăle din cuibar dispăreau pentru că făceam clătite, nu m-am gândit la o meserie. La o carieră. Și nu m-am gândit niciodată atunci la o carieră. Sigur că mai apoi, ce să fac în viață? Nu știam să cânt și m-am gândit, dar eu știu să fac clătite. Eu știu să fac salată, eu știu să fac o supă de găină și m-am gândit, dacă asta știu cel mai bine, de ce să nu mă îndrept spre această meserie, spre bucătărie? Mai apoi mi-am dat seama că este o meserie unde supremația o dețin bărbații. Așa era? Așa era. Acum nu mai e așa. Ba da. Și acum este. Sunteți aici? Nu, și acum este așa. Și pot să vă spun că emoțiile cuceresc lumea bărbaților acum. Dar în orice caz, când vorbiți de doamne sau domni care sunt în această branșă, tot timpul am fost de părere că doamnele sunt mult mai pricepute pentru patiserie, pentru ciocolaterie sau pentru decoruri, finețuri. În schimb, bărbații sunt mai către măcelărie, mai către brutărie, muncă mai brută, mai, nu știu. E adevărat, dar sunt și buni creativi. Da? Ei au foarte mult timp, ei creează, sunt sigur pe ei. Sigur că pe lângă ei trebuie să fie o armată de doamne. Normal. Muza inspirațională. Tot doamnele și domnișoarele rămân. Chiar și în bucătărie. Cum a început cariera dumneavoastră? Chiar am început de jos. Am început să spăl vase. De câte ori terminam, mergeam în secții și întrebam doamnele de acolo, pot să vă ajut cu ceva? Pentru că numai așa am putut să învăț. Era foarte mult de lucru. Nu avea nimeni timp să ne explice nimic. Normal. Și încet am prins și eu deprinderile spre această meserie. Mergeam acasă, făceam maioneză, decoram pe hârtie sau pe farfurie sau pe carton, iar luam maioneza, iar o puneam în poș, iar decoram cu ea până să dea maioneza. Nu-mi pare rău de acești pași pe care i-am făcut, iar cei care vin astăzi, tinerii în special, ei nu mai au răbdare. Cât de mult s-a schimbat gastronomia de acum 30 de ani față de cea care este astăzi prezentă? O să spun că total. Ați avut tot timpul de învățat? Tot timpul am avut de învățat. Acum ne ajută foarte mult tehnologia și tehnica de a pregăti lucrurile.
lucrurile. Încet, încet o să vedeți că ne întoarcem la origini. Și vom cred. Pregăti preparate și vom găti preparate care s-au făcut altă dată, însă le vom prezenta într-un mod mai modern, cu o tehnologie nouă, vom ajunge la rezultatele dorite și tendința este de a mânca cât mai sănătos. Tendința de astăzi, la ceea ce vom pregăti astăzi, este aceeași, de a mânca sănătos. Tehnicile sunt cu totul deosebite, sunt tehnici noi. Despre preparatul care vrem să-l facem astăzi, sau mai bine zis, cu care ați venit dumneavoastră, vreau să vorbim câteva minute, să-l prezentăm și după care putem să ne apucăm de treabă. O să fac un desert, o să gătesc un desert pentru tine, pentru telespectatori și, zic eu, și pentru toată familia de la Arena Bucătarilor. Minunat! Un desert care este răcoritor, după care nu trebuie neapărat să bei apă, dar cu siguranță îl vei pune în tolba cu amintiri. Minunat spus de doamna Cornelia. Această zi o să punem și noi în această tolbă a memoriilor frumoase, a gândurilor frumoase, dar văd că avem și o carne de vită. Ce dorim să facem cu aceasta? O să facem un muș de vită în crustă de parmezan. Garnitură văd că avem aici foarte multă culoare. Avem ardei colorat și galben și roșu, avem sparanghel, avem conopidă, toate legumele foarte fresh, foarte proaspete. Doamna Cornelia este împreună cu noi, putem să ne apucăm de gătit. Cu multă muncă, dăruire și pasiune pentru gastronomie, dar mai ales găsind în Selgros un prieten și un partener de nădejde, Cornelia aduce astăzi cinste elitei bucătarilor. Prin două preparate ce oferă acea plenitudine de gusturi și nutrienți la care poate ajunge doar un profesionist. Astăzi avem un meniu un pic mai special. Avem un fel de bază, un fel principal și un desert. Cum de-o fi apărut desertul în meniul nostru? Pentru că da, avem voie să mâncăm și dulciuri. Numai că a trecut vremea în care mâncam aperitiv, fel de bază și desert. Ca să nu mai zic de clasicul aperitiv, ciorbă, fel de bază, desert. Ei bine, astăzi, pentru că ne mișcăm mai puțin, din păcate, trebuie să mâncăm și mai puțin. Și atunci, fie există varianta aperitiv fel de bază, fie dacă nu, luăm fel de bază și desert. Deci, dragii mei, maxim două feluri de mâncare la o masă. Și culmea, în momentul în care vorbim de aperitiv, n-aș vrea să înțelegeți brânză, salam și mezeluri din belșug, pentru că mai degrabă ar trebui să spunem o supă cremă sau o ciorbă de legume, ceva care să umple stomacul pe jumătate cu apă și fibre, nu cu grăsime. Iar în momentul în care vorbim de fel de bază și desert, și aici desertul contează. Adică, mai degrabă să fie aerat, pufos, pe bază de fructe, decât să fie tort de ciocolată cu cremă de unt. Deci este o chestiune de proporție și de cantitate. Dacă vrem să mâncăm două feluri de mâncare, trebuie să micșorăm porțiile. Și dacă vrem să mâncăm un fel unic, atunci poate să fie vorba de o salată completă cu de toate, dar baza sunt frunzele, iar ingredientele de deasupra, condimentele, trebuie să fie cantitate mai mică. Deci nu știu dacă există modă sau recomandări ale medicilor nutriționiști. Totul ține de bun simț și de cantitate. Dacă vreți desert, atunci păstrați loc pentru el și felul de bază să nu vă sature. Doar atunci mai avem voie să punem și un strop de dulce. Doamna Cornelia Ghișoi, prima lady chef a României, astăzi alături de noi, gata să ne facă și un desert și un fel de bază. Spuneți-mi un pic, ce înseamnă această distinție lady chef? Această distinție o acordă Asociația Mondială a Bucătarilor și Cofetarilor. Iată că și la nivel de doamne s-a creat forumul lady chef, din care fac și eu o parte. Sunt 24 de doamne în toată lumea. Încercăm să gătim în școli, încercăm să învățăm copiii să gătească sănătos, să învățăm copiii ce înseamnă să gătească sănătos și gătim împreună cu ei. E foarte important să înveți să gătești sănătos, atunci știi să te hrănești sănătos. Mai mult decât atâta, este foarte important să folosești ingrediente sănătoase. Pentru aceasta, partenerii noștri de la Selgros ne oferă întotdeauna produsele cele mai proaspete pe care vrem să le exploatăm chiar acum. Aș vrea să începem cu mușcul de vacă pentru că îl băgăm la poșat. Da. Este o tehnică care este de viitor, va fi de viitor, pe lângă gătitul cu ultrasunete, pe lângă bucătăria moleculară. Spuneați la un moment dat, doamna Cornelia, că bucătăria se va întoarce la origini. Avem acum tehnici noi, avem, exact cum ați spus, și ultrasunete, și aparat de vidat, de vacumat, de poșat și așa mai departe. De ce ați spus că ne vom întoarce la origini? Ce înseamnă acest lucru? Vom găti iară pe lemne? Nu, vorbesc de preparate. Vom găti iarăși vânat. Dacă înainte făceam o dulceață sau pregătea bunica sau mama mea dulceața și o lăsa 2 ore și jumătate pe foc, iată că acum putem să gătim această dulceață în 20 de minute, în 30 de minute, cu tehnologia pe care o avem și atunci această dulceață își păstrează și vitaminele și mineralele, dar culoarea, în special culoarea. Culoarea, da. Am vrut să zic culoarea, textura, proprietățile vor fi
mult mai păstrate, mult mai accentuate. Când vine vorba de carne, toată lumea știe că merge de minune cu o salată. Merge de minune și cu niște cartofi. Asocierea proteine făinos, cum este carne cartof, sau proteine legume, când e vorba de siluetă, este una extrem de practicată. Însă ce ați spune de asocierea carne cu brânză? Pentru că este adevărat, unele religii chiar o interzic. Din punct de vedere nutritiv însă nu există nicio interdicție. Ce înseamnă asta? Înseamnă că o bucată de carne slabă, cum este bucata noastră de mușchi de vită, care are undeva 5-6 grame de grăsime maxim, ar merge foarte bine să fie îmbogățită cu un strop de grăsime. Și ce grăsime mai bună decât grăsimea din parmezan? Pentru că parmezanul, pe de altă parte, este cea mai concentrată, mai densă și mai savuroasă brânză. Este, dacă vreți, un fel de esență de brânză. Și ce se întâmplă prin învechirea ei, prin concentrare? Se concentrează proteinele, grăsimea și calciu. În momentul în care vrem să punem într-o mâncare și calciu, și grăsime, și sare, atunci ce ar fi mai bun decât o lingură de parmezan? Pentru că avem în el gust maxim, iar din punct de vedere caloric, o lingură de parmezan are doar jumătate din numărul de calorii dintr-o lingură de ulei. Deci avem de-a face cu un condiment bogat în calciu și extrem de savuros ca și gust. Parmezanul putem să-l numim chiar un fel de esență de lapte. Într-o lingură de parmezan aveți de 7 ori mai mult calciu decât într-un pahar cu lapte. Așa că să meargă carnea și brânza împreună, din punct de vedere nutrițional, e o asociere perfectă. Doamna Cornelia, mușchiul este la poșat. Până atunci noi trebuie să pregătim garnitura. M-am gândit la un piure de păstârnac cu țelină. Avem aici păstârnac, avem țelină. Exact, punem la fiert și un rosti de cartofi cu morcovi. De unde vine acest rosti de cartofi? L-am tot folosit noi în meniuri, rosti și blinii. Blinii știu că sunt de la ruși. Blinile rusesc care se consuma cu caviar și se bea vodcă sau o șampanie. Rosti, oare de unde vine rosti? Rosti eu prima dată am văzut și am gustat în Anglia, de exemplu. Deși am înțeles că nu este un preparat specific lor. Englezesc. Este împrumutat. De altfel, cum și noi împrumutăm preparate. Păi tocmai de asta vreau să vă întreb de gastronomia noastră. Credeți că avem un preparat care să fie originar de al nostru? Dar nu avem un preparat, avem mai multe preparate. Cum ar fi? Toată lumea spune că sărmăluțele nu sunt românești. Pe sărmăluțele sunt peste tot. Sunt și la turci, și la bulgari, și la greci, sunt peste tot, și la unguri, peste tot. Dar cine face sărmăluțe cu varză care o murăm? Da. Și o lăsăm o lună de zile la murat? Cine face sărmăluțe care să aibă carne de porc și carne de vită? În aceeași compoziție. Dar mie cel mai mult îmi plac alea care sunt cu ciuperci. Da, ok, sunt foarte bune și acelea. Iar eu, în perioada sărbătorilor de Paște, eu fac sărmăluțe cu carne de miel în frunze de ștevie. Ștevie, am auzit lucrul acesta. Ștevie, lobodă, leurdă. Dar bineînțeles, astea sunt doar acum, în perioada Paștelui sau primăvara și pentru o perioadă foarte scurtă de timp. Dar în afară de sărmăluțe, e o mare dezbatere. Mici sunt ai noștri sau nu sunt ai și noștri? Și mititei sunt ai noștri și vă spun de ce. Mititei au luat naștere din patricieni. Erau niște cârnați care erau făcuți în membrană. Dat în faptul că cererea era extrem de mare. S-au uitat de membrană. Nu au mai avut timp să mai proceseze, da? Și atunci s-au lipsit de acea membrană și au pus mititei direct pe grătar. Au văzut că nu-și mențin suculența, au pus bicarbonat și aceștia sunt micii noștri românești. De când sunt oare micii aceștia? Sunt ceva de 150 de ani, cred că. Și încă ne bucurăm de ei. Și încă ne bucurăm de ei pentru că văd că turiștii care sunt străini îi îndrăgesc. Da, pe lângă berea locală, primul lucru care vin în România asta vor să guste. Mici, mămăliguță sau un bulz și bere locală. Asta da, spun toți. Este. Și noi la UNESCO suntem înscriși cu mititei, da, cu sarmale și cu papanași. Papanași, deși da, de papanași. Avem foarte multe de spus. Legumele acestea care tocmai le-am pus la fiert, păstârnacul, țelina, miros deja foarte bine. Nu s-au fiert încă, sunt convins de asta. Până se fierb. Haideți să povestim un pic de concursurile acestea la care am participat și împreună și cât de importante au fost pentru cariera dumneavoastră. Spunea cineva odată, cel mai important este să participi la un concurs. Nu neapărat să fii pe podium. Câștigi foarte multă experiență, închegi prietenii, ceea ce eu consider că este destul de important, iar atunci când mergem în străinătate, întotdeauna încercăm să gustăm din gastronomia altei țări, astfel încât să ne îmbogățim cultura gastronomică. Bineînțeles. Am fost în multe țări, pot să spun, începând cu Danemarca, Franța, Bruxelles, Islanda. Italia, Islanda, da. Am fost în Islanda, la nivel mondial.
mondial s-a creat un concurs între cele 5 continente și eu am reprezentat continentul Europa. Doar singură? Singură. Am reprezentat continentul Europa și am venit cu medalie de bronz. Ce lipsește gastronomiei naționale? Am spus și repet, în primul rând ne lipsește școala, pentru că noi am avut foarte mulți bucătari buni care au plecat afară. Dacă ei rămâneau aici și dacă erau școlile profesionale care să ne ajute, atunci aveam o întreagă familie de bucătari. Care acum are de suferit, pentru că iată cât de greu găsim forță de muncă în acest domeniu. Una că nu găsești deloc și când o găsești nu e serioasă. Din fericire s-au întors, dragilor, s-au întors foarte mulți maestri bucătari și au deschis restaurante și unele chiar de succes și avem unde să ne îmbogățim cunoștințele și avem restaurante unde bucătarul sau șeful vine la masă, discută cu clientul, vede pe loc feedback-ul, îl simte. Dumneavoastră ieșiți să aveți o conversație directă cu clienții? Da, ies. Ați avut vreodată neplăcerea de a servi ceva, un preparat de care clientul să nu fie mulțumit și a trebuit să ieșiți pe sală, obligat, forțat, știind ce vă așteaptă acolo? Da, am avut o problemă legată de sare, în sensul în care a fost pusă sare mare într-un preparat. Și a rămas o bucățică de sare foarte sticloasă, iar clientul acela a spus că este sticlă. Norocul a fost că atunci pe loc a venit șeful de sală și m-am dus în momentul acela, pentru că mi-am dat seama imediat, ca să nu se creeze o confuzie și i-am demonstrat că practic era sare. Foarte bine spus, doamna Cornelia. Cred că legumele noastre încep să fiarbă. A spus ceva că despre mazăre. Ce ați dori să facem cu mazărea? Un piure? Da, să facem un piure fin, o fierbem. Îi facem șoc termic cu gheață și după aceea o dăm la blender cu unt. Întotdeauna se pune untul rece. Este important? De ce? Foarte important, pentru că va deveni cremos acel piure. Sunt sigură că v-ați întrebat de multe ori, noi de ce nu gătim dulciuri mai des aici în Arena Bucătarilor? Păi aș spune, ce rost are să vă mai stârnim și să vă mai ispitim acolo unde relația noastră cu zahărul este extrem de strânsă și plină de iubire. Da, zahărul este ceva ce place creierului nostru, dar să știți că nu trebuie să interzicem cu desăvârșire dulcele din viața noastră. Pentru că există dulce și dulce. În primul rând, la categoria dulce, trebuie să înțelegem că elementul dulce, molecula dulce, este de fapt fructoza. Și fructoza vine din fructe. Așa că, iată, fructele sunt cel mai sănătos, mai natural și mai banal dulce. Însă, din păcate, creierul nostru, când îi dăm fructe niciodată, n-o să fie încântat ca și cum i-am dat un desert. Imediat după fructe, pe locul 2, apropo de deserturi sănătoase și nepericuloase pentru siluetă, sunt tot ce înseamnă compoziții aerate, pufoase, pline de apă sau de aer. Și aici avem înghețata, sorbetul și musurile. Ce înseamnă asta? Înseamnă, iată, un amestec făcut fie din lapte, un pic de zahăr și vanilie sau fructe, fie, dacă vreți, din zeamă de fructe, care a fost apoi umflată cu gelatină, cu albuș de ou, rezultă o compoziție extrem de interesantă, mai ales din punctul de vedere al consistenței. În momentul în care ceva este cremos, fie că e vorba de banană bine coaptă și de înghețată un pic topită, vreau să vă spun că această cremozitate ne dă o stare de bine, ne dă o satisfacție care este dincolo de compoziția nutrienții. Tot ce e cremos ne place, ne face fericiți. Așa că da, în momentul în care avem un desert care este făcut pe bază de fructe sau un desert acum de sezon care înseamnă înghețată sau sorbeto, vreau să vă spun că din punctul de vedere al siluetei este alegerea ideală. Imediat după asta, pe locul 3, aș pune pe ciocolată. Ciocolata este alimentul premium la categoria dulce, cu condiția să mâncăm puțină. Deci, fie că e vorba de fructe, înghețată sau musuri sau ciocolată, aceste trei variante de zahăr pot face parte dintr-o alimentație sănătoasă. Deci dieta are voie să conțină și dulce. Întrebare, doamna Cornelia. Care este diferența pentru dumneavoastră dintre șefi cu CH și șeful de altă dată care era cu un S și sub el avea așa o mică virgulă? Eu zic că șef vine undeva din Franța. Când ai spus șef... Oui, chef! Oui, chef! Atunci ai o responsabilitate extraordinară. Dar credeți că la noi în România acum avem mai mulți șefi decât bucătari? Șef cu CH. Avem mai mulți șefi decât bucătari și avem foarte mulți care fac traininguri și care... Nu știu bazele. Nu știu bazele, din păcate. Îmi pare rău pentru cei care fac acest lucru, dar... Nu, mie îmi pare rău pentru cei care plătesc astfel de competențe. Ai dreptate. Ce facem aici? Facem un piure de păstrăna cu țelină. Foarte fin, nu ne trebuie foarte mult pentru preparatul nostru, doar să fie fin. Doar să fie fin. O să punem puțin unt, sare și acum dacă împărțim lucrurile, să spun așa, te-aș ruga să faci tu rost de cartofi. Când vine vorba de țelină, totul este bun. De la rădăcină,
de la bulb până la tije. Țelina este, prin definiție, un produs care ajută la detoxifiere, care este tonic, revigorant, purificator. Țelina se află pe locul 3 când vine vorba de alimente detox. Ea tonifică organismul, îl purifică și ajută la eliminarea excesului de lichide, de apă din organism. Așa că de la infecțiile urinare până la acne, totul are beneficii în momentul în care punem țelina în meniu. Țelina conține multe minerale și când vine vorba de minerale, ele participă activ la sinteza de hormoni. Și care este hormonul care ne interesează cel mai mult? Hormonul sexual, la ambele sexe. Nu întâmplător, romanii au dedicat țelina zeului Pluton, care era zeul sexualității și al infernului. Țelina, pe lângă minerale, conține și feromoni, niște substanțe care sunt implicate în atracția sexului opus. Ele se elimină prin piele, modifică imperceptibil mirosul și ne trezim mai interesanți, mai fermecători. Așa că, haide să mâncăm țelină din belșug. N-are cum să ne facă decât bine. Știu că dumneavoastră ați făcut evenimente cu un public foarte numeros. Dacă bine țin minte, ați făcut unul la Bruxelles, 1500-1600 de persoane. Este adevărat? Am fost invitați de către Uniunea Europeană să gătim pentru 1600 de parlamentari. Alte personalități de marcă la care ați gătit? Eram un copil când am gătit pentru președintele Ceaușescu, când a avut o vizită a unui președinte din China. Am gătit pentru mai toți președinții care au fost de când sunt eu. Am gătit pentru Tuto Cutugno, pentru toți actorii și artiștii care au participat la Cerbul de Aur. Am gătit pentru regele Mihai și pentru regină. Am așa în palmares câteva personalități pentru care am gătit și pentru care sunt mândră. Și eu sunt mândru că vă cunosc pe dumneavoastră. Telespectatorii noștri sunt mândri să vadă astăzi un muș de vacă cu o crustă de parmezan. Nu trebuie să gătim preparate extravagante sau complicate, ci preparate bune, folosind ingrediente de calitate. Cornelia se lasă astăzi inspirată de Selgros și de ingredientele sale proaspete. Își eliberează imaginația și creativitatea. Își valorifică din plin talentul și anii de experiență, surprinzându-ne la final cu două preparate delicioase. Poezii pentru simțurile și pentru papilele noastre gustative. Fiecare farfurie creată de ea stă sub semnul eleganței, feminității și meticulozității pe care o lady chef le aduce din plin în bucătărie. Atentă la detalii, Cornelia ne-a cucerit toate cele cinci simțuri și ne-a fermecat cu rafinamentul și sensibilitatea transpuse în fiecare preparat. Pentru felul principal, ea asezonează mușchiulețul de vițel cu unt, cimbrișor verde, sare, piper și îl gătește sous vide. Apoi îl îmbracă într-o crustă de parmezan și îl pune pe grătar. Garnitura constă în piure de mazăre, piure de țelină și răstii din morcov și cartofi fierți. Pentru desert, zmeura și zahărul brun sunt fierte. Jumătate din zmeura fiartă este amestecată cu frișcă, mascarpone și zahăr pudră, iar cealaltă jumătate cu gelatina hidratată în zeamă de portocale. La final, compozițiile rezultate se amestecă. Doamna Cornelia, momentul mult așteptat, bineînțeles de către fiecare dintre noi, a sosit și anume platingul minunat, de excepție, preparatele extraordinare. Nu ne rămâne nimic altceva de făcut decât să o chemăm pe colega mea, Mihaela, să ne spună părerea ei despre preparatele dumneavoastră. În sfârșit, nu mai sunt în minoritate la Arena Bucătarilor. Premiera nu este doar prezența feminină, mai avem astăzi o premieră. Gătim desert! Ce spuneți de asta? Avem și ceva dulce, pentru că, dragele mele telespectatoare, eu știu că ne interzicem de multe ori desertul și că zahărul ar trebui, vezi, Doamne, eliminat din viața noastră, însă tare mult îi place creierului și tare bine face pentru starea noastră de bine. Haideți să reprimim desertul pe masa noastră și să ne dăm voie să mâncăm și dulce. Așa că, dacă țineți la siluetă, da, sorbetul, înghețata sunt variante perfecte și pentru simțuri și pentru numărul de kilograme de pe cântar. Pentru că tot ce e cremos ne dă o stare de bine suplimentară, iar musul de fructe, înghețata și sorbetul sunt variante extrem de dietetice și extrem de plăcute. Deci avem voie zahăr, cu condiția să fim isteți, forma de zahăr pe care o consumăm
ține de alegerea noastră. Un preparat reușit depinde în mare parte de ingredientele folosite. De aceea, profesioniștii din Arena Bucătarilor cutreieră zilnic zecile de rafturi Selgros în căutarea inspirației și ingredientelor necesare pentru următoarele lor capodopere de artă culinară.